După succesul cărții biografice a lui Nuțu Cămătaru, Irinel Columbeanu lansează o bombă. În 10 zile, de fapt poate chiar mai puțin, o să ne spună el exact, afaceristul își lansează memoriile tipărite într-o carte care va produce un cutremur în lumea mondenă. Fostul milionar de la Izvorane anunță dezvăluiri care cu siguranță îi vor capta pe cititori. Voi discuta despre acest subiect cu colegul meu, Adrian Velea. Bună ziua și bine ai revenit, Adi. Bună ziua. Însă îl voi invita în platou pe cel care știe totul despre ce urmează să aflăm și noi în scurtă vreme. Irinel Columbeanu. Bună ziua! Bine ați venit, bună ziua! Uitam așa, iată ce poze avem pe video-ul și dumneavoastră ați venit. Nu ne cunoaștem încă. Vă rog? Nu ne cunoaștem încă. Nu ne cunoaștem, dar pe dumneavoastră cine nu vă cunoaște, acum fie vorba între noi. Bine ați venit, vă rog să luați loc. Vă uitați un pic pe video-ul, s-a deschis acea ușă, domnul Columbeanu, și ați venit dintre acele trei ipostaze feminine, iată. Vă dați seama cum a fost intrarea dumneavoastră deschizându-se ușa și intrând între două femei, practic. Cred că ați intrat între Romanița Iovan și Ana Lescu. Interesant între trei, spuneți? Nu, am spus interesant setting-ul dumneavoastră. A, scuzați-mă, vedeți mintea omului unde se duce. Acum, domnul Columbeanu, cred că toată lumea așteaptă cu sufletul la gură această carte. Pentru că stăm și ne întrebăm ce ar putea să ne dezvăluie Irinel Columbeanu din viața sentimentală alături de femei foarte celebre. Mai mult decât atât... Deja doresc să vă... Vă rog. Corectez cu ceva. Vă rog. Ați rămas întors către domnișoare, dacă... Nu, stați liniștit. V-aș ruga dacă se poate să vă întoarceți către camera, așa, către public. Da. V-ați dezobișnuit, domnule Columbeanu. Da, m-am dezobișnuit, n-am mai fost de vreo 12 ani în platoul. N-ați mai fost la televizor de atunci? La Acces Direct, că platoul e mai se folosește și de alte emisiuni. Deci vreau să vă corectez cu femei celebre sau femei care au ajuns celebre. Datorită... Dar nu erau celebre când le-am cunoscut eu. Asta e o bună Și atunci, vorbind despre această carte și ce ar putea să prezinte unor persoane interesate să o citească, ar fi poate și acest lucru. Cum faci să faci o femeie celebră? Și sunt mai multe chestii, dar toate la timpul lor. Asta înseamnă că Ana Lescu, până să fie cu dumneavoastră într-o relație, nu era cunoscută publicului român? Nu. I-ați promis... Deloc, de-abia venise în România. I-ați promis că o veți face celebră? Nu i-am promis nimic. Dar veți descoperi acest lucru în... Dacă veți citi primul volum care se lansează miercuri pe 15 decembrie. Deci miercuri pe 15 decembrie. Da. Nu i-ați promis? Au mirosit ele oportunitatea sau pur și simplu lucrurile? Mie, în general, mi-au plăcut fetele istețe. Și foarte tinere. Permiteți-mi să completez. Da, eu zic că, în primul rând, istețe. Și dacă s-a nimerit să fie așa mai tinere... Da, acum vă întreb așa... Vă rog. Ca o femeie. Orice. În momentul în care știți că o femeie frumoasă stă cu dumneavoastră pentru că miroase oportunitatea de a deveni celebră, vă convine acest lucru mai mult? Acest lucru, dacă ai radarele cu tine, se vede din primele minute. Și de ce îl acceptați? Că dumneavoastră sunteți un om deștept, un pic, trecut prin... Dumneavoastră n-aveți de unde să știți ce am acceptat eu sau nu, decât poate eventual după ce citiți și cartea, sau mai bine zis, începeți să citiți, fiindcă este o trilogie și vor mai fi două volume după aceea. Deci acum apare doar prima parte din această... Sau poate până se lansează al treilea volum, îl scriu al patrulea cu dumneavoastră. Corect. Sau, adică despre dumneavoastră. Bineînțeles că vă voi întreba înainte dacă aveți ceva împotrivă. Acum să nu înțeleagă lumea că noi doi nu ne-am cunoscut niciodată personal până acum. Eu tocmai asta am vrut să arăt când am intrat în platou, că nu ne cunoaștem. Păi nu, că pare ambigu, mai bine să o vedeți. Acum să nu crezi că voi fi și una din femeile care... Binelui. Nu este răul, să știți, mai binele. Este mai binele. Am înțeles. Da, dar eu, că la mine, știți cum e? Dacă aveam 20 de ani și eram acum venită din Iași, era altceva. Deocamdată au trecut 20 de ani din Iași. A tresărit domnul Columbeanu când ai spus Iași. Cunoașteți pe cineva din Iași? Sau ați fost? Mihai Eminescu. Ah, bine. Mă refeream la femei frumoase și... Nu, viața nu stă numai în femei și nici numai în bani, să știți.
Dar viața dumneavoastră a stat cu precădere către acel județ. Eu zic că cine va avea curiozitatea să parcurgă această trilogie va vedea cum pornești de la zero. Cu mai mult moldovencele. Și dacă erau și de peste Prut, cu atât mai bine. Sunt de toate acolo, să știți. Chiar și mă gândeam astăzi când am văzut articolele despre cartea dumneavoastră preferată, care ați menționat-o mai înainte. Bine, nu este cartea mea preferată. A lui și despre viața lui mai Nuț. Vedem noi cu, a cui. Mă gândeam că n-am avut plăcerea să-l cunosc pe dânsul, decât vorbesc pe, nu pe autorul cărții, pe care l-am cunoscut la mine acasă, în alte ipostaze. Uh-huh. Mă refer la personajul cărții lui Codin. Că l-am cunoscut la un șpriț pe malul lacului Snagov, un pic mai târziu, dar acest lucru nu este menționat în carte. Eram în compania a două fete berbere. Deci sunt mai multe personaje în carte. Pe malul lacului Snagov, nu pe malul jacuzziului. Nu, și nici pe malul Mediteranei. Ați vorbit de două fete de asta. Unde trăiesc de obicei berberii. Da? Eu zic că sunt mai multe lucruri interesante în carte că decât... Acum ați adus aminte de această carte și exact, eu cred că cel mai bun tiz pe care... V-am făcut și un mic serviciu. Mi-ați ridicat și la plasă. Da? Dar cred că cel mai bun tiz pentru cartea pe care dumneavoastră urmează să o publicați este ceea ce a apărut în cartea despre Nuțu Cămătaru legat de Monica Gabor. Da, aici nu ne-am coordonat. Nu ne-am coordonat deloc niciodată, de fapt. Și la mine apare în volumul 2, care... Fără să știți că el avea de gând să spună asta. Păi, eu știam mai multe. Pe vremea când eu am aflat aceste lucruri de la Monica, chiar înainte, adică nu se cheamă noaptea nunții, cea de dinainte, nu știu cum se cheamă, ajunul înainte, nunții, sau cum? V-a zis Monica înainte interesant, de căsătorie. Lucrurile astea nu le-a spus domnul Columbeanu niciodată. V-a zis tot? V-a povestit toate, știu eu, toate relațiile, nu, toți oamenii? Nu a venit la vreo spovedanie, dar au avut grijă alții din presă să menționeze unele lucruri, legate în special nu de domnul personaj, ci de... De Nuțu Cămătaru. De ce vă feriți să-i spuneți? Nu, eu prefer să păstrez ordinea normală a apelativelor. Dar este adevărat ce spune Nuțu acolo în acea carte? Că a cunoscut-o pe Monica... Ea mi-a spus că l-a cunoscut pe un domn Damaschin. Acesta n-are ce să mai spun acum, că e pe lumea cealaltă. Da. Dar să fie adevărat că domnul Damaschin a dus-o pe Monica... Volumul 2... care când o să iasă și... Avem declarația Mirela lui Nuțu Cămătaru, materialul care urmează și o să vedem ce a spus acolo. Da, dacă poate telespectatorii care nu... Eu știu declarația și știu și ce mi-a spus Monica. Deci nu l-ați cunoscut oricum niciodată pe Nuțu Cămătaru personal? V-am spus că odată am dat din cap așa, amândoi, la un șpriț pe malul lacului Snagov. La dumneavoastră acasă? Nu. Mai la stânga un pic. Ne-am întors în direct, l-avem astăzi invitat pe Irinel Columbeanu, cel care peste 5 zile urmează să-și lanseze prima carte despre viața, primul volum dintr-o trilogie, s-ar putea să fie mai multe, că nu știi ce se mai întâmplă de la o lună la alta, dar despre cele mai importante femei din viața lui și amănunte pe care încă nu ni le dezvăluie pentru că trebuie să citim cartea. Dar până atunci vrem să vedem câteva imagini pe care să le discutăm împreună. Irinel Columbeanu este probabil cel care a ținut cel mai mult prima pagina a ziarelor din România. Afaceristul a fost unul dintre cei mai bogați oameni din țară și a apărut mereu însoțit de domnițe cu mult mai tinere decât el. Romanița Iovan, Ana Lesco și mai apoi Monica Gabor au fost femeile despre care ziariștii nu mai conteneau să scrie. Relația cu Monica Gabor a fost de la bun început una controversată. Multe personaje obscure au apărut să ofere detalii din trecutul Monicai Columbeanu, însă afaceristul a mers mai departe. Cei doi s-au căsătorit la vila din Izvorani, unde au organizat o petrecere cu mult fast.
Curgea lapte și miere pe domeniul afaceristului, iar Monica era asaltată nu doar de presă, ci și de designeri vestimentari, care realizau ținute speciale pentru doamna Columbeanu. Monica defila la nenumăratele prezentări de modă, semna contracte pe bandă rulantă, iar conturile personale se umflau tot mai mult. Pe domeniul de la Izvorani au apărut servitori, șoferi personali și paznici. Afaceristului îi mai lipsea un singur lucru, un copil. După un timp, Monica a rămas gravidă, iar Irinuca a apărut în peisaj. Nimic nu anunța zilele grele pe care membrii familiei aveau să le cunoască. Între timp, Dinu Damaschin, cel care ar fi adus-o pe Monica la București, făcea declarații controversate. Sunt amenințat, Iri, i-a pus, mă, puști. De ce iasă pe toate posturile că am răpit-o, eu? Nu vreau să mă deranjeze nimeni de la traiectoria mea. Tabloidele scriau că Dinu Damaschin poate fi considerat tatăl adoptiv al Monicăi Columbeanu, dar și cel care ar fi traficat-o pe aceasta. Mai mult, toți ziariștii scriau că Dinu Damaschin ar fi fost persoana care ar fi pus-o pe Monica în brațele lui Irinel Columbeanu. În tot acest timp, Monica își dorea ca aceste lucruri să fie șterse cu buretele și refuza interviuri pe această temă. Irinel Columbeanu i-a luat însă apărarea soției sale. Fiind o fată foarte frumoasă, normal că a atras atenția unor oameni mai mult sau mai puțin, dar cred că mai mult rău intenționați. Și de aici încolo s-a născut toată povestea. Cred că a avut foarte mult noroc și nu de-aia a scăpat din ghearele nenorociților ăstora, că s-a căsătorit cu mine, ci a scăpat cu mult înainte să mă cunoască pe mine, prin fugă. A fugit sau nu Monica de persoanele obscure din jurul ei atunci când era o simplă fată din Bacău? Unul dintre răspunsuri a apărut zilele trecute în presă. Detalii povestite de Nuțu Cămătaru lui Codin Maticiuc și care apar în cartea recent lansată au făcut mare vâlvă. Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Era un lansator de rachete cunoscut și avusese grijă de asta. Când a venit cu ea la București, mi-a adus-o mie întâi, ca să ne ocupăm amândoi de ea. Dar eu fix asta nu făceam. Am ținut-o câteva zile, era varză. I-am și cumpărat câte ceva și i-am dat-o înapoi. Da, anumite discuții de aici ați văzut și dumneavoastră că sunt de o factură mai mult decât... Dar dumneavoastră ce credeți? A fugit de la Bacău sau... Nu știu, dar vreau să spun că așa cât știm noi despre Irina, despre, iertați-mă, despre Monica și despre viața pe care i-a adus-o, despre sărăcia cruntă, despre tatăl care avea probleme, înțeleg, cu alcoolul, despre felul în care au crescut cele două fete. Nu era singura problema a tatălui, ci problema multe. Era și... că avea o fică care la un moment dat a fost atacată de un proxenet. De asta și spun, aceste fete sunt extrem de vulnerabile, și mai dacă mai sunt departe, și frumoase. Problema, știu că aveți o emisiune cu tente un pic și sociale și eu zic că ar fi un aspect și de discutat. Și destinul Monica, oricum îl dezbat în destinul Monica în este destinul multor fete care din cauza sărăciei sunt proxenetate, sunt traficate, sunt luate de la 14-15 ani, sunt exportate, sunt date de la... Norocul ei a fost că a cunoscut niște oameni. Mai apar și până niște cărți discrete, ca să zic așa. Da. Dar multe dintre ele rămân în acea condiție și mor în acea condiție. Traficate și așa mai departe. Acum, vorbim despre ceea ce am văzut aici în acest filmuleț. Și vreau să vă întreb, de ce dintre toate femeile pe care le-ați cunoscut, și ați cunoscut multe femei, una mai frumoasă ca alta, ați ales-o de soție pe Monica? Păi, toată această chimie este... prezentată în volumul 2, încă o dată. A, deci scrieți și despre asta. Da, bineînțeles. Dintre atâtea femei, singura pe care a luat-o de nevastă și a făcut și un copil, este Monica. Și vreau să întreb ce anume a avut ea special de v-a făcut să spuneți, ea e. Chiar lucrul ăsta nu știu să-l explic, nici măcar într-o carte unde am timp să mă gândesc destul. Până pun e imposibil, domnule Columbeanu. În momentul în care v-ați cerut viitoarea, v-ați cerut-o pe Monica de nevastă. Nu, dar chiar este explicat acest lucru și mult mai multe care au dus și la nunta, de ce a fost nunta în live pe televizor, cum s-a ajuns la chestia asta, cum s-a ajuns la reality show.
și lucrurile sunt relatate exact așa cum au fost. În fine, aș vrea eu să răspund în locul domnului Colombeanu și vă rog dacă se poate să-mi spuneți dacă greșesc. Eu cred că Ana Lescu, și știm cu toții cum e ea, impulsivă, mai bărbătoasă, așa. Mai pasională, mai de necontrolat. Grainantă, în fine. Și e foarte important cuvântul ăsta. Necontrolat nu în sensul rău, în sensul bun. Pentru că domnul Irinel Colombeanu ce nu spune este faptul că el a creat totul în jurul Monicăi. Nu a reușit să creeze ce a creat cu Monica, cu Ana Lescu sau cu, spuneți dumneavoastră. Asta n-aveți de unde să o știți, eventual o puteți constata. Eu am constatat, da, pentru că vă cunosc de atâta timp. Dar, repet, cine e curios, inclusiv dumneavoastră, sunt foarte multe televiziuni care cartea. Și-au creat show-uri proprii de tabloid, pentru că dumneavoastră ați livrat acest conținut, an la rând. Despre ce vorbim? N-ați făcut asta cu Ana Lescu? Adică nu există. Dumneavoastră a fost invitat acum fiecare mulți ani. Fiecare fată cu politica ei, ca să zic. Cred că în 2010, cred, ați fost chiar invitat cu Monica Columbeanu la un spectacol la Teatru de Revistă, unde eu jucam rol principal, o premieră furtunoasă. Vă aduceți aminte? Mi-aduc aminte, da. În care era vorba chiar despre dumneavoastră și soție, da. Dar cu niște nume, cu niște pseudonime. Uite, episodul ăsta l-am uitat. L-ați uitat? Erați în sală, iar eu am jucat în acel spectacol. Acum ziceam, doamne, să nu vă aduceți aminte că l-am uitat. Una e o poziție acolo de actor pe scenă și alta e acum când trebuie să vă și întreb despre asta. M-am exprimat greșit, nu că l-am uitat, dar chiar și într-o mie de pagini... N-aveți cum să cuprindeți totul. N-ai cum să cuprinzi totul și trebuie să selecționezi asta. Vreau să vă întreb... Scuze, Mirela, singura de la care am înțeles că l-a inițiat pe domnul Columbeanu în afaceri este Romanița Iovan, care a declarat presei, sunt declarațiile doamnei Romanița Iovan. Că ea a fost cea care a pornit prima oară afacerile când era cu dumneavoastră. Nici de cum dumneavoastră s-o fi învățat-o. Veți avea ocazia să o întrebați direct lucrul Vine acesta. Vine la lansarea cărții. Miercuri pe 15 decembrie. Am înțeles. Și eu vă promit că nu mă bag. De ce nu? O să ați rămas în relații bune cu aceste trei femei sau cu care dintre ele vă auziți mai des? Care trei, scuzați-mă. Păi, de exemplu, acestea trei de care tot vorbim noi, Ana Lescu, Monica Gabor și Romanița Iovan. Aveți relații de, nu știu, sărbători fericite la mulți ani sau deloc sau chiar mai apropiate, mai cordiale? Am rămas, care dintre ele? Am rămas. Cu toate condiții trei? Bune, da. Adică vorbiți, dacă vă vedeți pe stradă, vă dați mâna respectuos, nu aveți resentimente. Nu, nu. Cât de des nici vă vedeți? Nici ele. Cât de des vă vedeți fiica? Păi, o văd săptămânal, dar pe ecran, cum de altfel... Și în carne și oase? Ne vedem și noi, între noi, în perioada asta a pandemiei. În carne și oase? Care, dacă nu ar fi apărut, nu aș fi găsit... Scris. Nu, și scris... că am avut timp să scriu, dar nu aș fi găsit, hai să zic așa, găsit găselnița, cu toate că nu e foarte corect exprimat, de a vedea cum controlează certificatele verzi cei care trebuie să le controleze la intrarea într-un mall, de exemplu, și o fac cu un telefon, cu un smartphone și nu neapărat smartphone, și controlează pe certificatul verde care e tipărit, că multă lume vine cu el în buzunar. Și atunci mi-a venit ideea, stai dumne, de ce într-o carte tipărită să nu fie un cod QR care să te ducă la... Către un filmuleț de exemplu, ceva digital, da. Sau poate și o poză, nu știu, și altceva, o veți vedea în cartea mea oricum, chiar și în aceasta prima. Și smartphone, eu i-am zis smartbook. Și este primul smartbook care se va lansa acum, pe 15 decembrie. Peste câteva zile. Dacă